Prințul Paul al României, unul dintre cei mai cunoscuți fugari din țara noastră, a fost prins. El a fost găsit în Malta, acolo unde se pare s-ar fi aflat în vacanță. În anul 2020, justiția din România l-a condamnat pe prințul Paul la 3 ani de închisoare, însă până să aplice pedeapsa, acesta a fugit, iar de atunci a reușit să evite de mai multe ori procedurile de extrădare. Ce se întâmplă acum cu el știe colega mea Adina Iliescu. Bun găsit, Adina, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Prințul Paul al României a fost prins în Malta și ridicat de către polițiștii de acolo din resortul în care se află cazat, spun surse judiciare. Acest lucru s-a întâmplat pentru că mandatul european de arestare emis pe numele lui era activ, chiar dacă Franța, în urmă cu câteva săptămâni, a refuzat extrădarea prințului. Așa că în momentul în care prințul Paul al României a părăsit teritoriul Franței, a fost pus în aplicare acest mandat. El se află în momentul de față reținut de către polițiștii din Malta și urmează ca autoritățile române să demareze procedurile pentru extrădarea sa. Rămâne de văzut dacă prințul Paul al României va fi predat în țara noastră, unde are de ispășit o condamnare de 3 ani și 4 luni de închisoare primită în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale Băneasa. Vă reamintesc faptul că în 2020 el a primit această condamnare, însă înainte de a fi dată decizia, prințul Paul al României a fugit din țara noastră, iar de atunci a reușit să se sustragă de la extrădare. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Mulțumesc, Adina! Mii de oameni și-au aniversat onomastica de flori pe litoral. Peștele proaspăt a fost la mare căutare în zi de mare sărbătoare, așa că restaurantele pescărești de la Marul Mării au fost luate cu asalt de turiști. Ciorba de pește, platourile voluminoase și peștele prăjit sau pe plită au fost vedetele sfârșitului de săptămână, iar bucătarii abia au făcut față comenzilor. Pe litoral, restaurantele pescărești au fost pline ochi de florii. Timpul de așteptare pentru o masă în restaurant sau pe terasă a fost între 40 de minute și 2 ore, așa că mulți au fost nevoiți să aștepte afară până sunt strigați. Cum ați prins astăzi? Câte ore ați așteptat? Cred că o oră și jumătate, dar suntem printre cei norocoși, că am înțeles de la ceilalți că au tăiat și câte 2 ore. De unde sunteți? Din Brăila. Este ziua fratele meu și face cinste. La mulți ani împreună. Mulțumesc. S-a aglomerat aici la mare. Cam da, s-a plimbat toată lumea la mare. Cât aveți așteptat? Undeva la 2 ore. Cei care au vrut să fie siguri că vor prinde o masă liberă au plecat de acasă la prima oră a dimineții. Seara mură de somn. Taliatele cu fructe de mare. Bine arată. Mulțumim frumos. Și încă o saramură de somn. Vă dorim poftă bună. Soția mea ține post de o lună și un pic și a avut poftă foarte mare și a vrut să și plimbe. Și să nu mai gătesc eu. De data asta să fiu servită. De pe mesele turiștilor n-au lipsit platourile cu pește și fructe de mare și nici scoicile gătite în sos de vin cu mult usturoi și pătrunjel. Midi în sos de vin alb. Am sie prăjită cu cartofi prăjiți și am săguți și din rapane. Cum e hamsia de mare neagră? E bună, foarte bună. Crocantă. Și într-o atmosferă plăcută, chiar dacă am așteptat atât de mult. La fel de comandate au fost și ciorbele pescărești. Storceag, asta este ciorba mea de suflet. De storion, care este o ciorbă excepțională. Ca să ajungă la toată lumea, bucătarii au pregătit 10 de litri de borș de pește și storceag. Storceag 50 de kilograme, ciorbă de perișoare 50, ciorbă de pește 100, 10-15 kilograme de midia casei, scoică. 10 kg. Plitele restaurantelor au sfârâit în continuu, iar specialiștii în bunătățile gastronomice n-au mai avut timp nici să-și tragă sufletul. Am de toate, ai toate, bani, bani, palămidă, somn, doradă, toate e dimineața prins. Acesta a fost doar începutul, căci pe litoral se anunță agitație mare în perioada ce urmează. Vacanța de 1 mai și Paștele îi obligă pe reprezentanții restaurantelor să nu accepte rezervări în această perioadă, căci oricum abia vor face față numărului mare de comenzi.
Mielul devine încet, dar sigur, un lux pe masa de sărbători. Românii cumpără cât să-și satisfacă pofta din pricina prețului care a crescut furtunos. S-a întâmplat asta și pentru că oierii preferă să dea animalele la export, în principal în țările arabe. Astfel, rămân tot mai puțin și mai scumpi în piețele de la noi. Acolo e 30. Ca să o dăm asta, ca la plecare, 25. Dacă vreți, dacă... În piețele din Iași, de pildă, carnea de miel costă cam la fel ca în toată țara, 35-40 de lei kilogramul, dar se vinde cu țârâita. Prețul foarte pipărat. Era 40, 30 acum, eu știu, acum se mai ieftinește probabil. Dar prețul nu e singura nemulțumire care îi face pe oamenii să strâmbe din nas. Ăla nu-i miel, ăla e oaie. Miel nu mai există, pare rău. El îl tranșează. Și din oaie. Cine cumpără oaie? La vremea asta miel nu mai este. Dacă îi spui la un om că e un miel, are 15 kg, 16 kg de carne, nu e... Dar ce e asta, e oaie? Cum să fie oaie mea? Am avut miel de 57 de kg. Am treținut-o, fata din decembrie. Fermierul ne povestește că tocmai pretențiile cumpărătorului român și vânzările slabe l-au împins să dea mai toți miei la export, în principal spre țările arabe. Mai bine îl dai în viu, că nu e așa mare cheltuială. Pui trotala, actele și-au plecat și ți-ai luat banul grămadă. Aici dai câte o bucățică, vine, te mai ieși și spune că îi tai când, nu știu. Am vândut 120. Bineînțeles că asta influențează prețul de la noi. Concurența e mare. În supermarketuri, carnea de miel se vinde și cu 60 de lei, aproape dublu față de anul trecut. E mai puțină, spun toți oierii, din pricina exporturilor. Ștefan Patrichi are o fermă cu peste 2000 de oi în localitatea Frumușița din județul Galați. A vândut deja peste 800 de miei în țările arabe. Odată am dat 420, odată 410 miei în două tranșe am dat. Primul preț a mers 235 de miei în viu și al doilea, asta mi-a dat 230. Și buzoianul Silviu Marin vinde miei în Arabia Saudită. A obținut un preț bun la negociere de 22 de lei kilogramul în viu. Pentru piața autohtonă a păstrat doar 10 berbecuți. Am vândut prima serie de 51 de berbecuți, am avut o medie de 38,5 kg per bucată. Foarte mulțumit. Consumatorul român vine mi-a câte o bucată și nu am certitudinea că îi vând către consumatorul român pe toți. Vin 5-6, am vândut, dar cu restul ce fac? Dacă n-ar fi piața arabă, în secunda numărul 2 aș vinde turma de ovini. Pentru că nu ai unde să vinzi marfa. Că în primul rând sunt și fermier, dar sunt și om de afaceri. Doar din județul Buzău au plecat deja spre export peste 45.000 de capete. Miei ajung în principal în Siria, Qatar, Iordania, Maroc și Arabia Saudită, dar o parte dintre ei sunt vânduți și în Turcia sau Grecia. Cei mai frumoși cai din lume, atelaje de sute de mii de euro și costume desprinse parcă din filmele de epocă. Sunt doar câteva dintre atracțiile care au strâns în acest weekend sute de spectatori la campionatul internațional de atelaje, unicul de acest fel din România. Pășunea Berkeș din județul Bihor a devenit în acest weekend loc de pelerinaj pentru sute de pasionați de atelaje și iubitori de cai. Nicolae Nistor a început să participe la concursurile destinate sporturilor ecvestre în 2011. El a venit acum cu trei cai românești pe care i-a crescut în propria herghelie. Necesită o pregătire îndelungată de ani de zile. În fiecare zi un antrenament cu fiecare cal de aproximativ o oră. Necesită foarte multă muncă, blândețe și perseverență. Și atunci în timp, deci un cal din ăsta îl dresezi în 4-5 ani. Sportul cu atelaje este unul dintre cele mai scumpe din lume. Barta Eduard concurează de 14 ani și a participat până acum la 3 campionate mondiale, unde a luat și medalia de aur în 2015. Se spune că după Formula 1 și yachting este cel mai costisitor sport, pentru că acolo trebuie o echipă foarte mare. Undeva la 4 cai trebuie 10 cai, 6 trăsuri cel puțin. Cât costă o astfel de trăsură? O astfel de trăsură e undeva la 20.000 de euro. Și un cal bun cam cât ar costa? Prețul unui cal bun începe undeva de la 10.000 de euro în sus. Acum, dacă nici cai campioni nici nu se vând. Nu doar caii și trăsurile sunt importante, ci și costumele purtate pe parcursul competiției. Ceea ce trebuie și este esențial este să fie pălăria sau casca de protecție după, depinde de proba la care particip, și mânușile. Deci în momentul în care acestea lipsesc, spre exemplu mânușile, ai 5 puncte în minus. În total, la concursul
internațional din Bihor au participat peste 160 de cai, 41 de atelaje și sportivi din 7 țări ale Europei. Avem și categoria de 4 cai, avem categoria de 2 cai, avem categoria de 1 cai, avem categoria de ponei. Toți concurenții care sunt de 4 cai acum concurează aici pentru a obține punctajul necesar pentru a fi calificat la campionatul mondial. Campionatul mondial de atelaje va avea loc în Ungaria în perioada 4-8 septembrie. Mini-vacanța de 1 mai se apropie, iar pregătirile sunt întoi. Ca de fiecare dată, pentru doamne și domnișoare, cele mai importante sunt ținutele. Care sunt tendințele anul acesta, dar și cum putem combina piesele vestimentare pentru a avea cele mai spectaculoase apariții, aflăm din materialul următor. Fie că aleg o petrecere în oraș sau una pe litoral, doamnele și domnișoarele își pregătesc din timp ținutele pentru mini-vacanța de 1 mai. Am fost curioși care sunt cele mai căutate piese vestimentare, așa că am pășit în atelierul de creație al Laurei Lazar. Nouă ne place să ne petrecem și să petrecem. Am ales acum ca o primă ținută un outfit super inedit, un frac cu trenă și un body din latex și bineînțeles aceste încălțări care sunt superbe, pe care, bineînțeles, dacă simți că te dor picioarele, după poți să schimbi lejer la after party cu niște bocanci sau ciocate. Cu o trenă detașabilă, fracul poate fi purtat în mai multe variante și va scoate orice ținută din anonimat. Îmi place să mă îmbrac așa când e locul, petrecerea, îmi place foarte mult să fiu extravagantă, să mă joc cu diferite laturi ale mele și este o ținută care îmi place mult de tot. Mai este să dă o putere. Pentru cea de-a doua propunere, actrița Diana Sar a îmbrăcat o rochie transparentă, îndrăzneață, într-o culoare metalică. Clar pentru o petrecere la club sau un eveniment extravagant. Este oricum un model de rochie care avantajează foarte mult siluetele pentru că are aceste încrețituri pe mijloc și atunci îți creează o formă de clepsidra corpului și este foarte senzuală. Materialul se simte foarte bine pe corp și atunci simt că aș putea să-l port o seară întreagă, nu mă simt foarte bine. Nu trebuie să lipsească nici accesoriile. Mănușile sunt un mare statement acum, da. Și un must have. Poți să ți le faci foarte lungi sau poți... Așa, da, eu așa mi-ar plăcea să le port. Laura Lazar este cunoscută pentru ținutele îndrăznețe cu influențe rock, astfel că pentru cea de-a treia ținută nu putea lipsi sutienul în formă de stea, alături de o fustă cu ținte metalice. Pe Diana, de exemplu, o văd și cu niște bocanci și cu o geacă din denim, poate pe deasupra și atunci poate să petreacă și până dimineață sau poate să meargă așa cu stiletul sau o pereche de sandale la o petrecere sau un eveniment important. Sutienul îmi place foarte mult, l-aș purta într-adevăr cu fustă lungă așa, îmi place mult de tot. Da. Și în combinația asta îmi place, dar parcă l-aș vedea exact. Am văzut ținuta asta și mi-a plăcut foarte mult, mi se pare foarte bună de 1 mai. Fie că alegeți tocuri sau bocanci, jeans sau piese foarte elegante, în mini-vacanța din acest an se poartă influențele rock încorporate în ținute cu atitudine. Deși este cunoscut pentru afacerea cu shawarma, antreprenorul Ahmad Das este pasionat și de bucătăria românească. Anul acesta a decis să facă o rețetă reinterpretată, un cozonac oriental. Am fost și noi curioși, așa că i-am fost alături în bucătărie. Astăzi o să facem o rețetă nouă de cozonac oriental, pe care conține nu cacao, curmale și anason. Ahmad Das este jumătate român și jumătate arab. În fiecare an, tânărul gătește alături de mama lui tot felul de bunătăți tradiționale. Astăzi a decis să facă un cozonac cu ingrediente arabești. Acum o să punem laptele la fiert. Venim cu 300 de grame de zahăr. Amestecăm până se topește. Putem folosi acum puțin de esență, o mult. Facem aici, așa, doi munți, păi, așa frumos. Venim cu ouăle, frumos, drojdia, bam, puțin de esență, coaja de lămâie.
și portocală. Venim cu laptele, nu tot, foarte puțin. Ingredientele sunt apoi amestecate și lăsate la dospit aproximativ 3-4 minute. Uitați, drojdia s-a umflat puțin, cum observați. Punem restul de lapte, treptat, ușor, ușor. Și acum o să începem cu untul. Ușor, ușor, frământăm 5 minute, adăugăm untul treptat, ușor, ușor, nu ne grăbim. Și acum putem să adăugăm puțin de anason. Coca este întinsă, iar apoi urmează umplutura. Aici însă Ahmad are nevoie de ajutor. Hai, mamica, hai cu mine. Aici te pricep tu, eu nu prea mă pricep. Gata, umplutura, că eu pun foarte mult și stric. Umplutura noastră pe care conține rahat, anason, puțin esență de vanilie și curmale. Aluatul rezultat este tăiat în două jumătăți și împletit. Cozonacul este apoi pus în formă și lăsat 20 de minute la dospit. Venim cu un ou, un gălbenuș de ou, cu puțin lapte. Punem peste. Și cozonacul este gata la noi, să-l băgăm în cuptor la 180 de grade, timp de 50 de minute și o oră. La final, rețeta este gata, iar fratele mai mic, Tamer, a fost nerăbdător să guste din cozonacul oriental. Momentul adevărului. Ia să uitați. Ce faci, voi? Deci, foarte bun. Migdalele astea pe el i-au dat un gust senzațional. Îmi place foarte mult să încercați rețeta asta. Acum de Paște, sărbători fericite, v-am pupat. Și ne revedem cu alte filmulețe. Unele dintre vedetele noastre par să fi descoperit secretul tinereții fără bătrânețe. O astfel de taină deține și artista Lavinia Pârva, care, deși nu are decât 39 de ani, arată precum o puștoaică de 29. Cântăreața, care până de curând a transformat jobul de mamă într-o adevărată carieră, revine treptat în lumina reflectoarelor. Recunoscută pentru aspectul natural abordat în înfățișare, cântăreața face acum ultimele retușuri estetice. Lavinia Pârva radiază de fericire. Artista afișează nu doar o siluetă de invidiat, ci și un chip impecabil pe care arborează un zâmbet răvășitor. Cu fiecare apariție publică, Lavinia își conturează și mai profund frumusețea naturală. Nu știu ce se întâmplă, dar cred că ne ajută și tehnologia asta de beauty, dacă vrei, estetică. Ce să zic? Mulțumesc frumos pentru compliment! Conștientă că timpul nu iartă pe nimeni, Lavinia apelează frecvent la tratamente estetice care să-i mențină aspectul sănătos al pielii și frumusețea naturală. De mai mulți ani se lasă pe mâinile aceluiași medic estetician care i-a devenit cu timpul prieten de nădejde. Sunt un om care îi place să aibă grijă de el, iar Laura este omul care m-a îndrumat întotdeauna și pentru că ei îi place frumosul în general, se și vede de altfel. Și am foarte multă încredere, într-adevăr, în ceea ce spune ea. Ușor, ușor, în timp, ne-am împrietenit mai mult și am zis, hai să intrăm și pe zona de estetică, hai să intrăm puțin pe tratamente faciale, hai să intrăm puțin pe anti-aging și să combatem bătrânețea. Deși forma feței o avantajează, iar tenul își păstrează prospețimea adolescenței, artista are o mică nemulțumire în ceea ce privește chipul său. Eu am o asimetrie în partea buzei, buza superioară, iar Laura a avut grijă întotdeauna să echilibrăm cumva această poveste, chiar dacă e o chestiune naturală, undeva parcă mă deranja puțin și atunci din aproape în aproape am reușit să rezolvăm problema asta. Dorința Laviniei de păstrare a aspectului cât mai natural se leagă în mod direct și de faptul că artista este mamă. Cântăreața și soțul ei, Ștefan Bănică Junior, au un băiețel în vârstă de 5 ani, iar tânăra mamă vrea să fie un exemplu pozitiv pentru fiul ei. Mi-am asumat treaba asta și fac cu mare plăcere și mare drag să fiu cumva viața copilului meu, educația copilului meu, cel puțin la primii ani de viață. El mai are puțin și face 5 ani în curând, acum în mai. Sunt foarte mândră de ce am reușit. Nu sunt părintele perfect,
fără, doar și poate, dar încerc pe cât posibil să fac să fie bine în zona de sănătate fizică și emoțională. Cred că de aici pornește totul. Cred că dacă am un copil sănătos, restul vine de la sine. Alexandru este un copil normal, pus pe șotii, iar Lavinia recunoaște că are și momente în care răbdarea este intens pusă la încercare. Este un copil destul de... Nu e ușor cu el, pentru că are o personalitate destul de puternică, dar încerc în fiecare zi să-l cunosc și să plusez exact acolo unde trebuie, astfel încât să devină un adult echilibrat. Deocamdată, întreaga familie a Laviniei Pârva se pregătește intens pentru sărbătorile pascale, căci băiețelul așteaptă cu nerăbdare venirea iepurașului, iar părinții săi nu trebuie să fie luați prin surprindere. Săptămâna aceasta sunt două planete care ne influențează. Planeta Venus își începe tranzitul în Taur și ne îndeamnă către stabilitate financiară și emoțională, iar planeta Marte își începe tranzitul în Berbec și ne activează instinctul de competiție. Vibrația cu numărul 9 ne aduce mai multă liniște și iubire în viețile noastre. În această săptămână avem două planete care vor tranzita semnele pe care le guvernează. Venus, planeta iubirii și a banilor, își începe tranzitul în Taur, îndeamnă către securitate și stabilitate financiară și emoțională. Marte, planeta acțiunii, își începe tranzitul în Berbec, vă îndeamnă către mișcare, către a ieși în natură, dar și către a activa puțină competiție, atât la locul de muncă, dar și în viața de zi cu zi. Berbec. Aveți energie în această săptămână și vă decideți să mergeți la sală sau să faceți mai multe mișcare în natură. Ideile constructive vă ajută la locul de muncă, dar și acasă pentru a gestiona situații în gospodărie. Taur. Cheful de distracție este la cote maxime, dar și de a iubi. Așadar, vă îndrăgostiți în această săptămână și faceți anumite planuri împreună cu familia. Gemeni. Este o săptămână bună atât pentru relațiile sociale, dar și pentru anumite întâlniri pe care le-ați tot amânat. Aflați informații care vă ajută și scoateți la suprafață secrete de toate felurile. Rac. Aveți mai multă grijă pe sectorul profesional, deoarece sunt anumite dezbateri și există posibilitatea să cădeți la mijloc. Încercați să nu luați parte nimănui și să vă vedeți de obiectivele voastre. Leu. Învățați o mulțime de lucruri în această săptămână, atât pentru jobul vostru, dar și pentru anumite proiecte personale. Curiozitatea vă ajută să evoluați. Fecioară. Organizați-vă mai bine timpul, deoarece lăsați pe ultima sută de metri lucruri care vă interesează cel mai mult. Cu o prioritizare potrivită, le veți reuși pe toate. Balanța. Săptămâna aceasta aveți întâlniri care vă ajută să avansați. Dar avansarea vine cu multe eforturi, așadar concentrați-vă pe ceea ce contează cel mai mult pentru voi. Mai multă atenție și cu sănătate. Scorpion. O săptămână interesantă pe sectorul relațiilor, în special relațiile de iubire. Vă deschideți sufletul să aduceți cât mai multă bucurie și entuziasm. La locul de muncă sunt proiecte noi care vă surâd. Săgetător. În această săptămână concentrați-vă foarte bine pe ceea ce aveți de făcut, deoarece apar lucruri care vă iau prin surprindere. Există posibilitatea să rămâneți în urmă cu anumite probleme pentru că nu le-ați gestionat foarte corect. Capricorn. Luați decizii importante pe sectorul familiei. Hotărârile pe care le veți lua vă pot impacta pe termen lung. În dragoste, dați mai multă energie pentru a îmbunătăți viața de cuplu. Vărsător. Aveți foarte multe idei, dar poate nu aveți suficient timp să le puneți în aplicare. Tocmai de aceea este momentul potrivit să învățați să delegați. Delegați persoanelor în care aveți încredere. Pești. Este o săptămână importantă pe sectorul financiar. Acționați cu încredere și vă veți putea îndeplini toate obiectivele. Sunt și anumite posibilități pentru a călători. Vibrația săptămânii este cifra 9. Această energie vă îndeamnă să faceți un bilanț, dar și să eliberați acele lucruri care vă blochează. Momentul potrivit pentru a ierta și pentru a aduce mai multă liniște și iubire în viețile voastre. Ieșiți în natură și bucurați-vă de timp alături de cei dragi.
Târgu Mureș este orașul care ascunde o mulțime de comori arhitecturale, atracții turistice inedite și locuri de cazare spectaculoase. Turismul din oraș este în continuă creștere, iar vizitatorii se pot bucura de noi experiențe la fiecare pas. Care sunt principalele obiective pe care nu ar trebui să le ratați dacă ajungeți în Târgu Mureș, vedeți în materialul următor. Târgu Mureș atrage din ce în ce mai mulți turiști dornici să descopere cele mai interesante obiective din oraș. Așa că am făcut și noi un tur. Primul popas a fost în zona centrală. Aici ne-au ieșit în cale adevărate comori arhitecturale. Muzeul de Științele Naturii a fost recent reabilitat, se pot vizita biserici, cetatea medievală, piața trandafirilor, o bibliotecă publică, prima bibliotecă publică din țară, deschisă de contele Samuel Telechi. Dar și grădina zoologică cu care ne mândrim, care e și cea mai mare și cea mai frumoasă din țară, spunem noi. Cei care ajung în Târgu Mureș nu ar trebui să rateze Palatul Culturii, o clădire reprezentativă a stilului Art Nouveau. Chiar s-a construit această clădire în 2 ani de zile, mai puțin de 2 ani de zile, cu tehnologia zilelor sau vremurilor anterioare. Deci, comparabil cu o clădire imensă din vremurile noastre, cred că ne dă de gândit foarte mult cum și de ce s-a putut asta. Sălile de spectacole, de expoziție și muzeele pot fi luate la pas de către turiștii care se pot plimba în voie prin palat. Aici se află și cea mai spectaculoasă sală în care de-a lungul timpului au fost organizate baluri. De ce e mai specială această sală? Da, într-adevăr, sala oglinzilor face ca Palatul Culturii să fie unică în lume și asta este în mare parte datorită vitralilor. La doi pași de palat este clădirea prefecturii, care este la fel de spectaculoasă atât în interior cât și în exterior. În plus, aici există o altă atracție turistică pentru cei care au curaj să facă puțină mișcare. După mai bine de 200 de scări urcate, am ajuns în turnul Palatului Prefecturii din Târgu Mureș. De aici orașul se poate vedea cel mai bine de la o înălțime de peste 60 de metri. Nu doar istoria și locurile speciale îi atrag pe turiști la Târgu Mureș. Orașul s-a dezvoltat și în domeniul ospitalității, astfel vizitatorii se pot caza în hoteluri amenajate în clădiri istorice sau moderne și pot lua masa în restaurante cu meniuri speciale. De exemplu, această unitate oferă o priveliște aparte asupra orașului. Acum suntem într-o cameră exclusivă de 5 stele. Camerele sunt destinate cuplurilor, avem camere family, pentru familii cu copii și sunt confortabile. Odată ajunși aici, turiștii pot gusta din preparate locale, dar și de fine dining. Aici avem un preparat pe denumirea de turnedor Osiri. Începem cu o brioșă de cozonac, muș de vită, foie gras, trufe, iar garnitura este o porție de cartofi pave cu sparanghel și pireu de mazăre. Meniul este completat de o selecție de vinuri. Etnoteca restaurantului a primit mai multe premii și distincții internaționale. Odată pe an se trimite lista de vinuri, se jurizează mai multe aspecte și în urma acesteia se oferă ceva similar cu stelele Michelin, o stea două sau trei, aici vine un pahar două sau trei, pentru dinamism, complexitate a listei de vinuri în concordanță cu meniul restaurantului. Pe lângă oaspeții care ajung în Târgu Mureș pentru relaxare, turismul de business este în creștere, ceea ce face ca hotelurile și restaurantele să fie pline chiar și în timpul săptămânii. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Eu sunt Cristina Dorobanțu, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi frumoasă. La revedere! Bună ziua, dragii mei! Astăzi vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în mod obișnuit pentru sfârșit de aprilie. În Dobrogea și în Muntenia, trecător, cerul va avea înorări și izolat vor fi posibile ploi slabe. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sud-estul teritoriului, în sudul Banatului și pe crestele montane. Maximele se vor încadra între 19 și 26 de grade. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia, cerul va fi
fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, izolați sunt posibile ploi slabe și vor fi 24 de grade în Ploiești, 22 de grade în Slobozia. În Transilvania, vremea va fi caldă, ne bucurăm de un cer în mare parte senin, vântul va adia slab și vor fi, iată, 24 de grade în Alba Iulia, 24 de grade și în Târgu Mureș. În Moldova, cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre urcă la 24 de grade în Focșani, 23 de grade în Iași. În vestul țării, vremea se încălzește, soarele va străluci pe tot parcursul zilei și se vor înregistra 26 de grade în Timișoara, 25 de grade în Baia Mare. În Oltenia avem parte de atmosferă însorită, iar temperaturile ajung la valori generoase de până la 24 de grade în Râmnicu-Vâlcea, 25 de grade în Turnul Severin. În Dobrogea, cerul va prezenta înorări temporare, izolat e posibil să plouă slab și vor fi 18 grade în Mangalia, 20 de grade în Constanța. În capitală, săptămâna începe cu vreme caldă și însorită. Cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat cu ușoare intensificări, iar maxima zilei va fi de 24 de grade. La noapte avem cer variabil, vânt slab și o minimă de 10 grade. Mâine să știți că se anunță vreme plăcută cu soare și o maximă de până la 23 de grade. La munte cerul va fi variabil, vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări doar la altitudini mari, iar termometrele vor indica 15 grade în Sinaia, 18 grade la Stâna de Vale. Iar acum prognoza meteo personalizată. Larisa m-a întrebat cum va fi vremea pe 5 mai în Bacău. Maxima ajunge la 17 grade și sunt șanse să plouă. Iar dacă vreți și voi o prognoză meteo personalizată chiar în direct, aștept toate mesajele voastre, ca de obicei, pe adresa de mail meteoaron@canalde.ro. O după amiază excelentă vă doresc, indiferent de vreme.